Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Povestea de la prânz a fost premiată la Gala Națională a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Octombrie roz la Onești. Balul la Belle Époque de la Comănești s-a bucurat de succes. Povestea de la prânz, proiect demarat la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești și coordonat de bibliotecar Otilia Dima, a fost desemnat în cadrul premiilor Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, drept cel mai bun proiect din bibliotecă la nivel de bibliotecă municipală. Povestea de la prânz este un proiect online care a început în 2020, prin care bibliotecarii și voluntarii au citit povești copiilor ce pot fi ascultate pe platformele de podcasting Spotify, Apple Podcast și pe canalul de YouTube al bibliotecii. Proiectul a început de la ideea că poveștile trebuie să facă parte din viața copiilor. Felicitări, Otilia Dima, felicitări Bibliotecii Oneștene! Complexul muzeal Iulian Antonescu din Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău, a organizat pe 6 și 7 octombrie Simpozionul Național Vasile Pârvan, manifestare de tradiție desfășurată sub semnul marelui savant român originar de pe meleagurile băcăoane. Simpozionul a debutat joi 6 octombrie de la orele 11 la Complexul muzeal Iulian Antonescu din Bacău. În cadrul evenimentului a fost prezentat anuarul Acta Bacoviensia, numărul 17 a Arhivelor Statului Bacău, de către profesor Vilică Munteanu. Vreau să vă spun că această revistă, acest anuar, este printre puținele din sală ale Arhivelor Naționale. Mai este un anuar al Arhivelor din Maramureș, care tratează numai probleme de istoria Maramureșului, un anuar al Olteniei, la care participă județele din Oltenia, Dolj, Gorj, Vâlcea și Lipici și Medincio. Iar au mai fost câte 4-5 numere la alte câteva județe. Este un efort în a realiza așa ceva, dar este și o carte de vizită a instituției Arhivelor Naționale. Sunt publicate în acest volum și ca și în celelalte studii de istorie, în mod deosebit de istorie medie, modernă și contemporană. Deci arheologia am lăsat-o pentru că aplicam, nu ne-am băgat în domeniul lor, adică n-avem înscrisuri mai vechi de anul 1400-1400. Și de asemenea studii și articole de arhivistică, precum și de științe auxiliare, științe anexe ale istoriei. Așa numitele științe auxiliare, pentru cei care sunt în domeniul și nu foarte bine, sigilografie, heraldică, genealogie, numismatică, și așa mai departe. Deci și aceste științe speciale își află locul în revistă, precum și Cartea Veche Românească, pe care noi o tratăm dintr-un alt punct de vedere, însemnările făcute pe paginile cărților vechi românești. Și mă refer la cărți începând cu sfârșitul secolului XVII, aproape data secolului XVII, însemnări la 1650-60 pe aceste cărți. În partea inferioară, de regulă, în partea inferioară a paginilor, posesorii sau cei care au folosit cărțile sau care doar au slujit și le-au lăsat în biserici, în cea mai mare parte sunt cărți bisericești, au consemnat
diverse chestiuni. Multe din cele consemnate în acele cărți nu le găsim în alte documente. Anumite evenimente, fenomene meteorologice și altele, dar chiar și însemnări politice, economice, culturale, din unele cărți vechi, deci este socotită ca teletica tipărită până la 1830, am scos câte două, trei, chiar și șase pagini la calculator, colecția calculator, de pe o singură carte. Și toate aceste categorii de informații și de articole, studii, se regăsesc în paginile anuarelor noastre. Eu vă mulțumesc și vedeți cu mai bine. În cadrul lucrărilor simpozionului a fost lansat și volumul Arheologie Industrială cu ajutorul jetoanelor, autor fiind oneșteanul inginer Dorel Bălăiță. Acest volum este rodul unei pasiuni, pasiunea pentru jetoane. Jetoanele au jucat rolul unor înlocuitori de monedă măruntă, sau dacă vreți, au fost un fel de strămoș al tichetelor de masă. Ele erau folosite, în general, la cantine, cantine de fabrici, de exploatări forestiere. Erau primite ca o parte din remunerația cuvenită pentru o activitate desfășurată de angajați și cu ele își puteau achiziționa muncitorii alimente, știu, unelte, îmbrăcăminte. Deci, cumva similar cum sunt tichetele de masă de astăzi. Jetoanele prezentate în acest volum au circulat în prima jumătate a secolului 20. De ce arheologie industrială? Arheologia industrială e un domeniu interdisciplinar complex, care are ca arii de cercetare studiul dovezilor materiale și imateriale ale începuturilor industriale și ale devenirii industriale unei localități sau unei țări. Este un domeniu relativ nou de cercetare. Termenul de arheologie industrială a fost folosit în a doua jumătate a anilor 50 în Anglia, în Marea Britanie, unde s-a pus problema prezervării urmelor revoluției industriale pe teritoriul Marii Britanii. Apoi, la noi în țară, e un domeniu chiar foarte nou. Abia prin 2003 s-a dat o lege a prezervării și a inventarierii patrimoniului industrial, preindustrial și industrial în România. Primul care s-a ocupat de acest domeniu și a avut și un curs și a scos și un volum intitulat Arheologie Industrială a fost arheologul Volker Vormann, cercetător la timp de 20 de ani la Institutul de Arheologie din Cluj, apoi emigrat în Germania și este cel care a scris 10 volume despre sarea și argintul în Transilvania și alte 10 ani, ăsta a fost lansat al 10-lea volum, din patrimoniul preindustrial și industrial în România, unde face o inventariere a rămășiților industriei românești, începuturilor și până în zilele noastre. Volker Vormann este cel care a scris și prefața acestui volum. Am să vă spun că acest volum, practic, pleacă de la prezentarea jetoanelor, care sunt niște dovezi, de multe ori singurele dovezi care au mai rămas, ale existenței unor entități economice. Am abordat 8 domenii industriale, exploatarea și prelucrarea lemnului. Aici sunt foarte multe astfel de jetoane. S-au prezentat istoricul apariției jetoanelor și al evoluției și apariției societăților care au emis astfel de jetoane din domeniul prelucrării și exploatării lemnului și sunt firme din localitatea Chioșdeni, undeva la marginea județului Buzău astăzi. Apoi, Societatea Anonimă pentru Exploatarea Pădurilor, Arif Argeș,
Cooperativa Forestieră Albina Tarcău, fabrica de lemn de rezonanță Gustav Reichler de la Găinești. Un alt domeniu abordat este industria exploatării pietrelor de construcții, unde s-au prezentat jetoanele carierei de grănit Muntele Caro, din industria textilă Societatea Anonimă Țesătoria din Pitești, industria zahărului, fabrica de zahăr de la Mărășești. În industria berii sunt prezentate două fabrici, de fapt o fabrică și un concert care au mai multe fabrici, fabrica de bere Julius Beiru din Năsiret și concertul Friedrich Zell și fii, care a fost un mare fabricant sau un mare deținător de fabrici de bere și băuturi spiritoase. Apoi, din domeniul industriei sticlei, fabrica de sticlărie din Negulești, județ Neamț, industria de ciment, fabrica de ciment Portland al lui Cantacuzino din Brăila și industria chimică, fabrica de produse chimice din Mărășești. N-am să vă spun prea multe despre carte, vă invit să o căutați, ea există la Biblioteca Județeană aici în Bacău, la muzeu. Și să vă doresc lectură plăcută într-un domeniu poate că mai puțin cercetat, domeniul industrial și al jetoanelor. Vă mulțumesc! Continuă activitățile la Biblioteca Oneșteană. De luni 10 octombrie s-a dat startul unui workshop de teatru. De altfel și luna octombrie va fi bogată în evenimente. Mai multe despre acest proiect aflăm de la directorul Bibliotecii Oneșteane, Ionu Stenie. O nouă activitate la Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești. Da, un nou proiect care va debuta luni la Roseti. Este vorba despre un workshop de artă teatrală cu actorii de la Cluj-Napoca, niște tineri actori, proaspăți absolvenței facultății, care, datorită unui parteneriat încheiat între noi și asociația lor, îi putem aduce aici și timp de 3 zile, până miercuri 12 octombrie, cei interesați, cei pasionați de teatru, fie că sunt mici, fie că sunt mai mari, fie că sunt seniori, pot veni la bibliotecă și pot lua lecții sau pot primi sfaturi de la niște profesioniști. De asemenea, tot în cadrul acestui proiect, dar marți de la ora 19 la Cinema Capitol, aceiași talentați actori vor susține piesa de teatru Te iubesc, dar nu pe tine, o comedie interpretată foarte bine, unde accesul este gratuit. Așa că dacă nu aveți planuri pentru marțea viitoare de la ora 19, vă așteptăm la teatru și de luni până miercuri la workshop-ul de artă teatrală. De vineri, 7 octombrie, sâmbătă 8 octombrie și duminică 9 octombrie, în municipiul Onești s-a desfășurat acțiunea sugestiv intitulată Octombrie Roz. Aceasta a fost realizată de Fundația Renașterea, de Spitalul Municipal Onești, Sfântul Ierarh Dr. Luca, de Sofie Roz, Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești, în parteneriat cu Acum TV. Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești a fost iluminată vineri în culoarea roz, culoarea speranței, fiind primul eveniment din cadrul acestei campanii, o campanie plină de surprize plăcute și de multă emoție. Practic a fost un semnal de alarmă tras tuturor doamnelor și domnișoarelor de a merge la medic pentru a preveni apariția cancerului la sân, acest inamic care lovește pe tăcute. Prezentă la acest eveniment a fost și o supraviețuitoare acestei afecțiuni, căreia medicii i-au pronosticat câteva luni de viață și care se luptă pentru viața ei de peste 4 ani. Un mesaj de atenționare pentru doamne, domnișoare, să fie conștiente și să nu uite că pot să ajungă să sufere de această maladie, de acest dușman invizibil. Și să nu se considere ca un handicap, ci ca poate să spună ca un dar de la Dumnezeu, pentru a fi mai puternice și să-și continue viața cât de cât normală, alături de familie, și să conștientizeze că totul o să meargă pe un făgaș bun și iar să alinieze sufletul cu mintea în așa fel încât totul să decurgă normal. Pot să vă spun că eu sunt o supraviețuitoare. Echipei s-au alăturat și medici, dar și oameni simpli. Pentru prima dată în orașul nostru ne alăturăm luptei împotriva cancerului la sân. Luna octombrie este sărbătorită internațional ca și luna luptei împotriva cancerului la sân. Simbolul este fundița roz pe care o are toată lumea în piept. Se dorește o campanie de conștientizare
a femeilor, dar nu numai, uneori și bărbații. Și a tinerelor fete, probabil? Da, vorbim de vârsta, poate varia de la adolescență până la vârste înaintate. Doamnele, mai ales, sunt invitate să se cunoască, să recunoască semnele bolii și să facă un examen până în 40 de ani ecografic, după 40 de ani ecografic și mamografic, tocmai pentru a depista fazele incipiente ale bolii. Este un inamic tăcut și îl simțim de obicei când este prea târziu uneori, nu? Aici este problema. Aici este problema. Acum se încearcă programe de screening-uri naționale, dar până atunci putem face asta pentru noi. Ideea este de ani de zile, însă anul acesta s-au potrivit lucrurile. Intenționam să o facem din 2020, însă a venit pandemia peste noi. Luasem încă de atunci legătura cu cei de la Fundația Renașterea. Și anul acesta am reușit să o creionăm așa cu pași repezi și sper să devină o tradiție. Nu e important să facem acest eveniment. Important este să vedem în următoarele luni că femeile din Onești se vor duce și vor apela la serviciile personalului medical din Spitalul Municipal Onești sau din alte spitale, nu contează, și vor face sau din clinici private, nu contează, și vor face acțiuni de prevenție. Își vor face un mamograf, își vor face o ecografie. Este foarte important să înțelegem. Au mai fost implicate în acțiune Teodora Ilinca Pașcu, Mona Laura Paiu, Anca Tapink, Cristina Ivănesei, Luminița Pătrățeanu, Monica Dumitru, Cătălina Iftodi. A doua ediție a balului de la Comănești s-a bucurat de un real succes. Spre deosebire de anul trecut, anul acesta, pe lângă activitățile consacrate, respectiv expoziție de elemente de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte din perioada Belle Époque, a fost prezent un moment deosebit oferit de elevii școlii de balet Artway din Comănești, dar și un moment susținut de fanfară, dar și de Quartetul Consonanțe. Mai multe în minutele următoare. Bună ziua, bine ați venit! Da, suntem la a doua ediție a balului Belle Époque la Castelul Ghica Comănești. După cum vedeți, suntem într-o formulă mult mai mare. Am reconfigurat evenimentul și cu sprijinul municipalității, să zic așa, cu sprijinul primăriei din Comănești și a sponsorilor din zonă, am reușit să facem evenimentul, jumătate din el public, să-l facem afară, în palatul, în parcul și în curtea palatului. Da, va fi un eveniment deschis de către fanfara Colegiului Apostol din Bacău, cu plimbare cu caleașca. Vom avea Teatru Bacovia printr-un eveniment teatral de Chirița și vom încheia cu un eveniment de quartet, un recital al Quartetului Consonanțe al Filarmonicii Jora, alături de soprana Daniela Dumitru. Expoziția de anul acesta de haine Belle Époque diferă complet de cea de anul trecut. Amănunte aflăm în minutele următoare. Am venit cu foarte multe lucruri frumoase, mai ales obiecte din perioada la Belle Époque, pentru că la asta face referire balul, deci perioada 1880-1914. Sunt foarte multe obiecte, sunt bluze cu foarte multe dantele frumoase, realizate manual, rochii, dar spre deosebire de anul trecut am adus și o altă expoziție de pălării. Pălării foarte vechi din perioada 1850-1950, așadar 100 de ani de istoria pălăriilor, sunt din toate epocile și sunt foarte, foarte frumoase și interesante. Există pălării interbelice, cloșurile clasice care se purtau la moda flapper, pălării cu boruri mari, pălării cu pene, cu flori și accesorii interesante. Sigur, și multe, multe alte obiecte. Fiecare în sine este o mică operă de artă, pentru că includea foarte multă muncă. Că era o decorație minuțioasă, broderie cu mărgele, dantelă și așadar fiecare obiect în sine spune foarte multe. Care ar fi, să zicem, o poveste cea mai interesantă în opinia dumneavoastră? Povestea unui element de îmbrăcăminte din această expoziție, am remarcat, este complet diferită de cea de anul trecut. Este greu să aleg, mie îmi plac toate. Aplaudat îndelung a fost momentul oferit de balerinele școlii Artway Comănești. Cadrul balului, un moment deosebit, va fi cel pregătit de trupa de balet. Da, bineînțeles, este un moment special pentru că Artway nu poate lipsi la astfel de evenimente. Ce ați pregătit de această dată? Pentru că este un moment dedicat istoriei,
prin care Belle Époque se referă la anii 1900. De data asta am lăsat puțin dansul contemporan și am trecut pe clasic, pentru că trebuie să demonstrăm și faptul că putem dansa și astfel de dansuri. Paranteză, fie spus, un pic mai greu clasicul. Nu știu dacă e un pic mai greu pentru ele, pentru că s-au obișnuit să îmbine foarte mult elementele de gimnastică, este altceva. Și cred că ne descurcăm destul de bine și la acest dans. Ați pregătit un vals? Da, am pregătit un vals. Astăzi se va valsa foarte mult, așa că trebuie să fim și noi pe tematică. Am văzut 6 balerine, sunt pregătite, sunt entuziasmate. A fost un moment făcut undeva în grabă, să spun. Nu a durat foarte mult să-l încropim, însă am reușit să-l facem cu drag. Felicitări și până la urmă, ce să zicem, așteptăm cu interes momentul de dans. Mulțumim frumos, sper să fie aplaudat și să le placă. Să fie gustat de public, nu? Nu numai public, și toată lumea să danseze împreună cu noi, de ce nu? Apel umanitar. Un incendiu devastator mistuia sâmbătă 17 septembrie, ora 22:30, toată agoniseala familiei Negru din satul Străminoasa, comuna Plopana, județul Bacău. În urma incendiului, toate bunurile, chiar și animalele din gospodărie, au fost mistuite de flăcări. Astfel, acest tragic eveniment a lăsat pe drumuri o familie cu 3 copii cu vârste ce pornesc de la 2 și până la 6 ani. Matei, de 2 ani, Miruna, de 4 ani, Maia, de 6 ani, împreună cu părinții, sunt nevoiți să doarmă pe unde apucă. Ei au rămas doar cu hainele de pe ei. Bunica acestora a fost chiar internată în spitalul județean Bacău, sub supraveghere atentă a medicilor, după ce a fost salvată din ghearele flăcărilor. Haideți să ajutăm această familie să aibă o casă nouă. Orice ajutor este binevenit și ne dorim să ajutăm să treacă cu bine peste acest moment de cumpănă. Pe lângă fonduri necesare, este nevoie de electricieni, instalatori, dar și persoane voluntare care să-i ajute cu ridicarea casei familiei Negru din județul Bacău, comuna Plopana, sat Străminoasa. Pentru donații puteți accesa conturile Negru Ion, IBAN în lei RO 08 BTRL RON CRT 0 CI 401 6201. În euro RO 52 BTRL EU R CRT 0 CI 14 016 201. SWIFT BTRL RO 22. Vă salutăm, dragilor! Suntem familia Negru, o familie obișnuită, oameni simpli și în momentul de față ne aflăm într-o situație foarte dificilă, după cum se vede. Am rămas fără acoperiș deasupra capului. Mama, după cum este? Rupă? Cea mai mare problemă este că se apropie iarna și nu știm încotro să apucăm. Având și 3 copilași mai mici, acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 11 octombrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 19 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 8 grade Celsius. Miercuri 12 octombrie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 18 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 9 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.